Da. Așadar, le facem retrogradul subiecte. Simulare. Clasa 8-a. Valoare națională, clasa 8-a. Valoare națională. Domnul președinte, să ștergem, nu ca să iasă frumos. A, te rog. Uitați ăsta. Așa, dacă vreți să-i spuneți lui, acum am văzut de Cristi, când pune lecții, e foarte fort pe Facebook, spună clasa. Clasa. Știți ce are apare? Foarte, clasa, clasa 5-a, clasa 8-a, clasa 7-a. Știți, evaluare, haideți să vrem, da, la 5-a, la 6-a, nu se mai vrem. Simulare, clasa, evaluare națională. Așa. Facem testul 75 de la partea 253. Deci testul 75 de la 253. Subiectul 1. 253, da. Din această carte, dacă interesează pe cineva, este un kit complet de pregătire pentru evaluarea națională. Excelent. Foarte bine aici. Rezultatul calculului. 7 ori 5 minus 5 este egal cu? Yes, 1. Da, 1. 7 ori 5 minus 5 este egal cu? 7 ori 5 minus 5 este egal cu? 30. Hai. 30. 30. 2. Dacă 6 robinete umple un bazin în 4 ore, dacă 6 robinete umple un bazin în 4 ore, atunci 3 robinete vor umple același bazin în 2 ore. Deci, dacă 6 robinete 4 ore, atunci 3 robinete, 3 robinete, încă 2 una, atenție, îți mai puține robinete. Dacă 6 robinete în 4 ore, când sunt mai puține robinete, atenție! Cum ai gândit? Avem... Îți mai 6 robinete a câte 4 ore și 3 robinete a câte x ore și înmulțim 6 robinete cu 4 ore supra 9 minute robinete. Bun. Altfel spus, e vorba de oreva 30 ori, gândim așa. Și mărimile robinetele 6 și 3 sunt direct proporționale cu 4 și x. Sunt direct proporționale cu 4 și x. Adică asta ar însemna că sunt direct proporționale. În ce sens? Sunt mai puține, sunt invers proporționale. Da. Sunt invers proporționale. Da? Sunt invers proporționale. Și asta ar însemna 6 supra 1 pe 4, nu? Vă amintiți cum mă vedeam? Egal cu 4 supra 1 pe x. Ceea ce ar fi echivalent cu 24 egal cu 4x, adică x egal cu 3. Unde? 6 supra 1 pe 4 egal cu 3 supra 1 pe x. 3 supra 1 pe x, da? Și asta înseamnă 3x, adică x egal cu 8. Exact cum am văzut să fac legătura cu mergem direct și invers proporționale. Sigur că merge foarte rapid și prin regula 3 simplu, cum spuneți. Deci aș fi spus aici 6 în 4 oameni. Atunci 3 în 3. Mai mic, nu mai trebuie. Păi 3 ori 4 pe 6. Păi 3 ori 4, 12, 12 cu 6? Cât dă? Nu dă 8. Sigur că da. Nu mai este. Deci nu e regula 3 singură. Am vrut să vă atrag atenția să vedeți. La regula 3 singură e directă proporționalitate. Da, și nu e. Și este inversă proporționalitate. Exact. Da. Deci este inversă proporționalitate. Adică, vedeți, ne putem grăbi repede și nu, da. Dacă în cafenomen nu înțelegem bine, ce se întâmplă, da. Da, mai puține robinete, deci în mai mult timp, nu merge. Da, mi-am spus-o, în două ore, imediat. Da. Păi și cu două
5 ore, 3 robinete. Deci, iată, simțul practic te obligă să analizezi. Nu e grăbit. Păi ce nici sunt din eu pot pentru ei. Este extraordinar de mult pentru o chestiune elementară. Exact. Da, deci a fost vorba de directă și inversă proporționalitate. Corect. Aici e inversă proporționalitate. Deci știți cu atenția, aveți timp cu 2 ore, fiecare cuvinte, 3. Cel mai mic număr natural nenul, care aparține intervalului X0, 6, este? Deci X. Cel mai mic, în 0, 6. X natural. Nenul. Diferit. Din este da, da, da. Care aparține intervalului. Mine. Cel mai mic X, da, cel mai mic X, da. Care aparține lui 06, X. 06, X. Așa, în ambele părți, da? Da, da, da. X egal cu? 1. 1. Am 2, știți cu dărât. Cel mai mic număr natural de aici, dar dacă aș fi spus deschis și aș fi luat cel mai mare număr natural. 5 este, da? Corect. Bun. Parcă, are unui dreptunghi care are lungimea de 12 decimetri. Are unui dreptunghi. Cu lungimea egală de 12 decimetri. 12 decimetri. Și lățimea jumătate de lungime. Adică 6 decimetri. Nu, jumătate de lungime. Este de... Atunci, area egală cu... 72, nu? Deci metri pătrați. Deci metri pătrați. Ar fi fost, acum am întrebat, câte ari? Câte ari? Câte ari înseamnă? 72 de decimetri pătrați. Câte ari? Ari înseamnă da. Da. Pătrat. Da. Deci, deci metri de la dumă. Metri, deci, da. Da. Cât e 0 ori? 2 spații? Cât? 10.000, 20... 72.000 de ari. 72 urmat de cât e 0 ori? De 3. O să fii mai multe? Sau mai puține? Mai puține. Aria e mai mare, mult mai mare. Asta e. Deci ia de greșeală în nou. Atenție multe. Vor fi mai puține. 0,072. 0,072. 0,072. Așa. Corect. Da. Ai. Odată m-am dus la metri, pătrat și mă duc la ari, dam, încă o dată înapoi. Da? Încă 2,0. Ari. Ari, da? Sau da? Da, pătrat sau ari. Pătrat sau ari. Ari. Bun. Deci faceți scara în confusion. Faceți scara și știți, la pătrat, din 100-100, fiecare spațiu. Multe grijă. Deci, analizăm cu grijă. Gândim, decimetri pătrați, vreau arii sau da, îți deasupra, pot fi mai puține. 5. Da? Se consideră piramida patrată regulată de ABCD. Deci, fie de A, B, C, D, C, 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 A, B, egal cu V, A și egal cu 6. A, B, egal cu B, A, egal cu 6 cm. Măsura unghiului V, C, D este? Măsura unghiului V, C, D este? V, C, V. V, V, C, D. V, C, D. Și egal cu? 60 grade. Câte de era? Piramide, deci, patru lateră, nu-i plan. E patru lateră? Da, e patru lateră, e patru. Jos. Așa, 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 jos. Păi de traedru înseamnă... Triunghi, echilateral, tot. Triunghi, echilateral. Nu, nu contează, tot și la 60. Păi nu-i triunghi sau șel? Nu, e echilateral, cu A, B, e cât cu A. Ia să vedem. A, B, e cât cu A. A, B, e cât V, A. Și V, A. Da, atunci este echilateral. Toate lege sunt... Da, n-am să o din mai asta. Îmi gândeam, dacă n-am fost data asta, A, B, cât V, A, erau șel.
Da? Deci, în condițiile astea, sunt toate triunghiurile, fiindcă latura de la bază egal cu una din unghii, nu? Atunci, ele, vețele sunt isoscele, dar și fiindcă egal cu bază, clar, așa este. Aici e un tabel, vârsta 7, 9, 11, 13, 15. Asta zice. Adică nu știu mă că din personalul Cristi nu mă. Cristi nu mă, și uite, și să ai subiectul jos, ai persoanele de anul. Yes, sorry. Da. Subiectul de pe bani de examen de zonat în trunchi de piramidă triangulară regulată de fin. Asta și trebuie să facă trunchi de piramidă. Trunchi de piramidă, parpatele. Triangulară regulată de fin. Să mă vezi cu de fin. Duie, găfuină. Doi. Fie numere. A, mi, egal cu. Deci desemnați. Desemnați o piramidă. O piramidă. Nu, trunchi de piramidă triangulară regulată de fin. Un trunchi de piramidă. Triunghiulară de lini. Triunghiulară de lini. Notați-o cu delfin. Triunghiulară. Triunghiulară. Dacă vreți să notați-o. Nu mă interesează. Era, în loc de stau cu de lini. Triunghiulară. Regulată, da? Asta e 2. Fie mele, egal cu 6 supra. Radical din 6. Radical din 6, plus 2. Așa, e bine. B egal cu radical din 144, minus radical din 54. Aflați media aritmetică a numerilor A și B. Aritmetica numerilor A și B. Aritmetica egal cu numerul A? Păi pe A lăsăm unica așa și un calcul de B, B egal cu 12 minus... 12 minus... 3 la 3 egal cu 6. 3 la 6. Prea de aritmetică e cu 12 minus... Am mai de aproape că o să-și la... Da? Deci egal cu pe A să fracționați în 6 pe rădăcine. Pe egal cu 6 minus... Da. 6 minus 2. Deci, hai să scriu aici. A. A egal cu... 6 pe lângă radical din 6 minus 2. Supra. 6 minus 2. 6 minus 4, 2, poate ai. Așa? A, egal. 4. 6 minus 2. 6 minus 4. 4. Da, ca la 2 minus 2 la 4. Și egal cu 6 minus 2. 3 egal din 6 minus 2. Minus 3 radical din 6, dacă e puțin. 3 radical din 6 minus 6. Asta era. Iar de 1. Că să nu știu ce sunt. 12 minus 3 radical. 12 minus 3 radical de 6. Media aritmetică. Aritmetică. Deci 12 minus 3 radical de 6 plus 3 radical de 6 minus 6. Da? Radical. Supra 2. Nu i-am putut. Puteți să mai mai să măriți. A cu sus, ăla e A. A, ăla e minus 3 radical de 6. Da. B, B scrie, domnul. A, domnul. A, domnul. Și minus 3 radical de 6 plus 3 radical de 6 se duc și 6 pe 2, 3. Da. Deci a spus corect, dar media aritmetică. Subiectul 3. Da, problema 3. Andrei a cheltuit o sumă de bani în 3 zile astfel. În prima zi. În prima zi. A cheltuit 15% din sumă. 15%? Nu sunt X, 15% plus X. Din X. X, zic, da? Da, sumă. Sumă. Din X. 15% plus X. Adică, ai și spus 15% pe 100, ori X. X. Adică, ai și spus, ridicăm din 5. Da, e 3 pe 20. 3 pe 20 X, da? În a doua zi, a cheltuit de 3 ori cât a cheltuit în prima zi. De 3 ori. Adică 3 ori. 3 ori, 3
3 ore 20. 3 ori 3 20 plus. Ar face 6 9 pe 20. 20 fix. În a treia zi, a cheltuit ultimii 80 de. Deci, 80. Rest? 80. Egal, 80. Aflați cât a cheltuit a trei în prima zi. În prima zi cât a cheltuit. Așa. Care între x pe 20 plus 20 plus 80 la x, să aflăm pe x. Deci, relația care trebuie scrisă este că x suma este construit prima dată, nu? Da. 3 pe 20 x plus, cât vei trebui la doua? 9 pe 20. Vei vorbi să voi vedeți. Eu am plus 9 plus 80. Da, plus 80. Echivalent cu 1, eu nu l-am făcut continuă. Amplificăm cu 22 și vreme cu 12x plus 1600 egal cu 20x. 12x plus 1600 egal cu 20x. 20x vreme 1600 egal cu 8x. 8x egal cu 1600. 8x egal cu 1600. Deci x egal cu 200. Vezi, x egal cu 200. La noastră e întrebare. Păi, îmi zice imediat, așa, cât ai trebuit. Continuă, Maria. Deci, în prima zi, e 15 pe 100, 1200. 15 pe? Ai 3 de 20, Maria, făcut. 3. Așa mi-a dat bine. 3 pe 20, Maria. Ori 200. 200. Simplific. Și simplificăm. 10. 30. 30. 30. 30. 30. Cât ai gătit de la doua minună? Dar nu zic. Nu, nu, 9 pe 20 ori 200, adică 90. 20 ori 200, adică 100. Nu. Nu, 90. Bun. Bun, înseamnă că e față egal la X, o dată, a, o dată 100. Dacă aș fi zis așa, în prima zi cheltuie, să spunem, 10% din sumă. În a doua zi, cheltuie 15 din rest. 15% din 15% rest. 15% pe 10% plus X. Deci din X, că de 10% din X, dă deci, rest. Era? Deci în prima zi... Hai să facem. Deci în prima zi... Așa? Deci plătăm cu X suma. Da. X suma. În prima zi cheltuie 15% din rest. Din X. Din suma. A doua zi cheltuie 25% din rest. Iar a treia zi cheltuie 75%, nu 75%. Da, merge din rest. A, din rest, da. Da, 75% din noul rest. Așa, e a doua zi. Rest. A doua zi știu eu 75% din X minus 15%. Deci, pentru prima zi, eu v-am să zicem. 15%. Aici 320X. Aici 320X. 1 pe 4 pe lângă x minus 3 pe 20x. 1 pe 4 pe lângă x minus 1 pe 4 pe lângă x minus 3 pe 20x. Dar tu nu pe 4. Aaaa, 26 pe 100. Așa, 1 pe 4 din? X minus 3x pe 20. 3x pe 20. Și la 3 ar fi 75 pe 100, adică pe 25. 3 pe 4. 3 pe 4. 3 pe 4. Din nou reste, care se poate să fie primul rând. Lângă paranteză pătrată. Hai să facem să. Dar chiar și asta vreau să spun. Ochiul format. O să trece. Restul știi cât este din 17 pe 20. Că din X ar face așa numitor 20 minus 3X, fac 17 pe 20X. Deci e bine să faci... Lucreți. Lucreți, ca să vezi forma din a doua zi, deci 1 pe 4 ori 17x pe 20. Și egal cu Maria, 7. 17x pe 80. Pe 80.
3 pe 4 din, adică mulțit cu 17 x pe 80, care înseamnă... Păi iau zici. Dar din nou rest, x minus 17 x pe... Așa. Ce nouă rest. Așa, nu vezi care ar fi. Păi eu rest ar fi și din prim. Nu. Asta este. Deci, Mirona. E primul din X minus, X deci, minus 3X pe 20. A făcut. E primul este. Asta e primul... o secundă. Primul rest este 17 pe 20, da? Și a făcut o pătrime din primul rest, care înseamnă 17X pe 80. Da, tot au fost. Așa. Și acum, din nou rest, ce facem? Din vechiul rest, din vechiul rest care a fost cât? Pe 20. 17x pe 20 este... Nou rest. Primul rest. Primul rest, da? Hai să facem chestia asta. Deci asta a cheltuit în prima zi. Iar primul rest, este egal cu 17x pe 20. Asta i-a rămas. De aceea ai făcut o pătrime din acest rest. Da. Și înseamnă 17x pe 80, da? Bine, dar cheltuie pe asta. Dacă să vezi noul rest, deci restul 2 înseamnă din restul după prima cheltuială, deci din 17x pe 20, scas cât a... Cât a cheltuit a doua oară? Cât a cheltuit? 17x pe 80. Păi deci minus. 17x pe 20 care 17x pe 80, de ceva cu minus. Dar nu, că mulțim cu... Aducea la nivel 4. Am fost fi 4 la 17. 68 o să fie. Dar atenție, dacă urmăriți, înțelegeți bine. Deci în prima zi a cheltuit cât a cheltuit? 3 pe 20x. Nu? Așa am spus. 15%. Deci asta e primul. Rămas din suma 7, mai are în suma 17x pe 20. Din asta cheltuie 25%. Adică asta a cheltuit. Da. 17x pe 80. Pe 80. Și pentru a treia zi... Pentru a afla nouă rest. Pentru a afla nouă rest. Scădem. Scădem din ce a avut. Iar 1 pierd 2. Iar 1 pierd 2. Ai înțeles, Miro? Deci, noul rest este 17x pe 20, minus cât a cheltuit, 17x pe 80, și dă cât aici? De 4... 68. 68 minus 17. 4 ori 17 minus, da? 60, cât face? 68x, așa vine. Da, 68 minus 17. 68x minus 17. X supra 80. Da, adică 58. 51 x pe 80. Ăsta e nouă rest. Ăsta a doilea rest. Da? Și acum, dacă am spus 3 pătrimi din el, din ce mai aveam buzunar, din asta pentru, da? 3 pătrimi din 51x pe 80, care face 3 ori 1, 3 ori 5, 15. 153x pe 120. 4,30 pe 320. Și ea nu mai a rămas 25 de lei. Ea mai a rămas bun. Da. Deci după cele 3 zile s-a întors acasă cu 25. Deci iau mai rămas 25 lei. Cât a cheltuit în fiecare zi? Care a fost urmă? Le adunăm toate. Hai să facem. Adică, ce adunăm? Ce adunăm? O să adunăm... 50 pe 80, cu 51 x pe 80, cu 153 x pe 300, deci cu 25. Deci,
cât x-ul acela este egal cu cât alcătuie în prima zi. X egal cu 3 pe 20. Da. 3 pe 20. Așa scrie, x egal cu... Scrie, x egal cu... 3 pe 20. Păi dacă am o problemă, nu mai am dat. 20. Plus. Plus. Următorul. Cât ai cheltuit a doua zi? 7x. Sigur că era 17x pe 80. Și plus? 153 și 300. Cât ai cheltuit? A 153. Plus. X supra 320. Și acum suntem în privație. Deci ca motorul e crescut, ok. Tocmai când din rest, și atunci ești atent și urmărește mecanismul de obținere a restului. Cheltuie din ce rămâne, nu? Așa. Acum avem care obicei o funcție și o expresie. Problema 4. Se consideră funcția f de y, denumită y color y. F de y. Am reprezentat grafic funcția f într-un sistem ortogonal x o y. Grafic. Da, da. Și 2. Determinați area triunghiului format de axele de coordonate și graficul funcției f. Deci, area triunghiului format de axe și grafic. Adică dacă notăm cu a. Nu este spațiu, pentru că așa e cel mai. Să facem... Da, facem un graf, facem grea, dar... Sigur, da. Și așa face graficul, da. Exact. O, punctul de intersecție. Când X, Maria de o să... Când X e 0, e pe 3. Când X e 0, e pe 3. 1, 2, 3. Asta este un punct. Este punctul A de coordonate 0 și 3. Și acum să facem și pe intersecția pe asta. Și atunci x plus 3. X plus 3 și 0. Ine plus 0. Cu 0 și atunci găsim x, da? Deci așa. Și iată cum am descoperit și punctul B de coordonate 3 și 0. Și se cere area, graficul ăsta este. Pentru punctul A de graficul. Ce vrea la... Da. Exact. 3 ori 3 spre 2. Sigur că da. Se vede foarte bine. Deci avem A de coordonate 0 și 3. B de coordonate 3 și 0. Și O de coordonate 0 și 0. Și atunci area triunghiului AOB este egal cu 3 ori 3. Pe 2, da? Și 9 pe 2. 45, dacă vreți. Și aici nu scriem de profesor. Neapărat. Metri pătrat. Dacă mi se dă, dacă nu mi se dă. Să înțelegem cu orice unitate este de măsură, asta este. Am înțeles. Bine. 5. Fie expresia pe F de X egal cu F. Paranteză rotundă. X pătrat plus 4X plus 4 supra x² plus 4 supra x² plus 4 minus x² plus 6x plus 9 închideți paranteza. Așa. Împărțit la 1 supra 2 minus x. Și acum eu, dacă vreau la x, n mai puțin, nu vă dau. E x. Arătați că e de x aparține numerul nostru. Nu o are așa de x. Da, aparține lui n. Da. E de x aparține numerul la care? Nu știu, e i și n, da. Poate așa e, da, sunt chestii greșate.
Da, e o inșună, dar bănesc că o vor să facă nouă, ăla mai duplat. Da, să zicem. O să natural, e de asta atât. Dacă privigăne, să aparține. Da, bun. Ca să ne apropie treabă, Maria, zi câte ceva. În ce zonă lucrăm? Adică ei și au voie să aparține lui ei? Iar în afară? Mai puțin 2 minus 2. 2 minus 2. Și... și la intrat la mulțumesc. Deci 2 și minus 2 te-ai dus aici, nu? Și cu asta e rezolvat. Da. Dar mai aici, fracția x pătratul x minus 6. Aia, mai dă un. Mai oferă niște valori. Miruna, poți să-mi spui x pătratul x minus 6? Am și vedem cât îi dă. Deci, poți să gândim ca două paranteze? Da. Ia să vedem. Deci x pătratul. Nu spune aici, încercăm sigur să spui ceva pe x plus 3. X plus X minus 6 s-a scrie. X pătratul. X pătratul. X plus 3. X plus 3 în vestru. Și ca să fie minus 6. X minus 2. Și X minus 2. Ia să vedem dacă este jocul. X pătratul plus 3X. Deci X pătratul minus 2 X plus 3 X face plus X minus 6. Ia să vedem. Asta înseamnă că Maria mai scădeu și și minus 3. Deci el, deci X aparține lui el, mai puțin aceste valori. După care, de-a fost de lucru. Miruna vorbește, el e X egal. Vede X egal cu X plus 2 plus la 2. X plus 2 plus la 2. X plus 2 plus X plus 2. X plus 2 plus X plus 2. X plus 3 plus la 2, atunci am X plus 3 plus X plus 2. X plus 3 plus la 2. Tot la 2, pentru X plus 3 plus X plus 2. Ori 2 plus X. Da. Nu vreți să-l paranteză în deci. Fata asta de aici. Primim. Așa. X plus 2 pe X minus 2. Miruna, ai putut simplificat fără condiții? Nu. Deci nu puteam simplifica fără condiții. Deci dacă cumva ai fi avut de gând să simplifici fără a avea condițiile puse, nici nu îți permis să începi treaba. Dar pentru în fiecare trebuie să îi dă condițiile, domnule. Îi dau ei. Dar noi facem acest exercițiu foarte interesant. Pentru că în, mai târziu, în clasa nouă, veți avea foarte multe situații. Asta ar fi domeniul de ființii. Putem gândi asta ca o funcție. Ca să scrie rețeta după care să obțin din greci. Și a fi domeniul de ființii, s-a spus mai este existența tuturor. De simplificat. Acum, da. Maria, că urmă... Și face x plus 2, deci egal cu x plus 2. Minus x plus 2, minus x plus 3, supra... x plus 3, să știi. Îl lăsăm acolo? Că mă trebuie să... N-am vorbit. Lăsăm minus 1 și... Deci x plus 3. Credeți ce greșeală pe ce ai tu? Deci ai minus x... Și data viitoare este mai mult aici și mai, el mai trebuia să... Da. Am crezut că are aceeași numitor, profesor, am crezut că e același numitor, domnul profesor. Dar este același numitor, domnul profesor. Poate să fac asta, dar vrea să zici același numitor, domnul profesor. Asta, eu nu am observat, că trebuie să spui. Este același numitor, deci e x minus 2 și vine minus x minus 3. Da? E corect. Da. Ori? Ori 2 minus x. 2 minus x și e cam mai 4. Cu... Deci x cu minus x, minus 1 supra, minus 2, înmulți, 2 minus 1. Așa. N-ai voie, Maria? Da. N-ai voie x minus 2 cu 2 minus x? Am o spus minus 1 supra. Lasă facă. Abia acum, dacă fii că scoți un minus aici, fii că înmulțim cu minus 1. Da. Deci fie că mulțim cu minus 1 și face x minus 2, fie că scoatem un minus 1 și cu minus face plus și atunci vine x minus 2 pe x minus 2, finalul este că face 1. Da? Da?
analizat de ce faceți. Bun. N-a fost deloc dificil. Mai interesant a fost spunerea condițiilor care a cerut în cazul ăsta. Da, da. Gata, subiectul 3, vă stăci. Subiectul ăsta cam ușor, dacă deja am zis, dar mi-au zis toți. Da. Deocamdată am văzut niciun... Da, nu ABCD. Trapezisos C. Deci în ipoteza A, B, C, D, trapez. Isos C. Isos C. Cu AB paralel cu CD. În care îți precizăm? AB paralel cu CD. CD. AB 10 metri. AB. AB 10 metri, BC, BC egal 1 metri. Eu o să rind la BC metri. Da. Că CD 6 metri, mă uit eu la sucin, dacă vreți așa. CD 6. CD egal 6. Iar EF, G și H. E mijlocul AB. Mijlocul lui AB. E mijloc. La AB. F al lui BC. G al lui CD. G mijloc. A lui? CD. CD. Și H al lui DA. H mijloc. A lui DA. Nu confundi. Perimetrul se cere? Trapezul. Perimetrul. Trapezul. Trapezul. B. Arătați că măsura unghiului D la B este, adică măsura unghiului D la B e la locul. A, B, e la locul. Da. Și la C, demonstrați că E, F, G, H este rom. E, F, G, H, G, H, este rom. Și arătați că aria lui este. Și calculăm de aria lui. Aria lui e... E G, H, egal cu... Asta e problema. Și se descoperim de trapez, se descoperim de la acolo, pe așa. La beci. Deci, un trapez, isos... Așa, spunem, A, B, C, D, A, B, paralel cu C, D, A, B, D, C, C, CD de 6. Metri. CD 6. Și 4 BC am zis. CD, 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 da. Așa. 6 și 4 aia. 4, da. E mijlocul lui AB. Se scrie centru, BC egal cu 8, în ipoteză. Așa, cu... 4. 4. Metri. Bun. E mijlocul lui AB. E mijlocul lui AB. E mijlocul lui BC. E, e. G al lui CD și mijlocul G și H. Și s-a arătat că figura care e nașterii în felul ăsta este un om și să facem aia. Păi... Aștept, da. Gracias.
perimetrul va fi egal cu de 2 ori 2 la 4 plus 6 plus 10 plus 2 la 4 și face 16 și 8, nu? 24 metri. Asta la unul e de alb. Da. B, A, B. Cât e BC? BC. E 4 metri. Când te dai așa lăsa jumătate. Pentru ce se ia un mare de lui, pentru început, dar de ce e un de alb, 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 de și ne cere unghiul ăsta trapaza trapezului. Așa, până ce venim de... Vorbeam cu... mă... Ducem din ce... Și o dăm cu da. Și nu te-am făcut de... Și să-ți cer de cea mai egal cu B și egal cu 10 minus 6. Adică 2. Pe 2. 10 minus 6 pe 2. Deci asta este miruna 2, nu? Mm-hmm. Bun. Și am luat. Și asta patru știu că este de cât? De 4. Având în vedere că ar de 2 și a de 4, rezultă, cum aveți un de 10, rezultă că un de a de 3 de 30. Aia e curând, a dat un profesor. Da, de problema. Este 60. Deci de la urmă este de 60 de grade, da? Asta mm-hmm. Aici. Sau altfel mai puteai să vezi ce funcție trigonometrică se fie legat ca teta alăturată de ipotenuză. Cosinus. Deci în triunghiul, aș fi încercat și așa, da? Deci în triunghiul miruna mare, în triunghiul A, de, A, e de, 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 cum zici tu, mă, mamă, dar eu, da. Eu țin și eu la mână, atunci, cosinus de unghiul A, A de A, că dacă tot a da, fost așa, da, de A, mă, egal cu cateta alăturată, A, mă, supra A, D. Supra A, D. Și egal cu 2 pe 4, 1 pe 2. Și cu cosinusul cărui unghi este 1 pe 2. Deci rezultă de aici că măsura unghiului de A, B, egal cu 6 pe 2. Bun. Tu ai mers invers. Tu trebuie de trânghi ca de toată care se opune unghiului de... Dacă e jumătate din ipoteză, e unghiul de 30 de grade și regla. De fapt, a aplicat sinusul unghiului de sus. Sinusul unghiului de aici, a lui A, de M, e cateta opusă, supra ipotenuză. Corect. Adică 2 pe 4, 1 pe 2. Și sinusul cui este 1 pe 2? La lui 30 de grade. Și de acolo a făcut aceeași. Acum să arătăm că figura asta este rău. În triunghiul de R, B. În triunghiul de M, B. D, M, B. La fel pe D, M. Mă. Pentru că dacă aflăm pe D-M, ne aflăm pentru un pe D-M, bă, știm pe D-B. Știm pe D-B, la fel pe D-B, după. Și cum H este pe D-B pe 2, fiecare e pe 2. E în mijlocie, în frunghiul ăla, la fel pe H, mă,